Salutare tuturor! Bine v-am găsit la TV Guide! Eu sunt Ada și vă aduc recomandările TV pentru astăzi. De la ora 22:45 pe ProTV puteți urmări filmul Asasinul cu Morgan Freeman și John Cusack. Frank Cordell este un asasin plătit extrem de periculos, pe lista căruia se numără și președintele Statelor Unite. El este prins și în curând va trebui să dea socoteală pentru crimele sale, însă reușește să evadeze din custodia poliției, luându-l ostatic pe fiul lui Ray Keane, singurul om care îl mai poate opri. Whose idea was it to go camping? Because we're kind of bonding. You think this is some sort of a game? You think this is the OK Corral and you're an action hero? You're a teacher for God's sake! Antena 1 prezintă de la miezul nopții filmul Vis împlinit, cu Billy Bob Thornton. Producția este o cronică sportivă din sezonul anului 1988, când echipa de fotbal Permian High Panthers s-a bucurat de cel mai mare succes din istoria Texasului. Filmul descrie un portret viu al Odesei și al orașelor asemănătoare din America, în care odată pe săptămână, în timpul sezonului de toamnă, orașul și speranța sa prin viață sub amețitoarea nocturnă de vineri-noaptea. I want you to put each other in your hearts forever. Because forever is about to happen here in just a few minutes. I want you to close your eyes. Pe iConcerts de la ora 21 o puteți asculta pe Kylie Minogue într-un show complet în stil grecesc, plin de efecte speciale. Kylie este o cântăreață câștigătoare a unui premiu Grammy, compozitoare și actriță australiană, decorată cu Ordinul Imperiului Britanic. Minogue a devenit cunoscută la sfârșitul anilor 1980 prin rolul jucat în serialul australian Neighbours, înainte de a deveni artistă pop în anul 1987. De-a lungul timpului, artista a devenit una dintre cele mai recunoscute celebrități, fiind considerată și un sex symbol. De la 25 minute, HBO prezintă filmul Paradisul Spulberat, cu Naomi Watts și Ewan McGregor. Producția spune o poveste incredibilă și reală. O familie supraviețuiește în timpul cumplitului tsunami din 2004, după ce e prinsă alături de zeci de mii de străini în haosul și nebunia uneia dintre cele mai groaznice catastrofe naturale. Pe TVR1 de la 23:10 rulează filmul Sherry Baby. La 3 ani după ce a intrat în închisoare pentru că a furat bani ca să-și cumpere droguri, Sherry Swanson își începe prima zi de libertate. O deținută model care s-a transformat în bine în timpul petrecut în închisoare, Sherry pornește imediat pentru a recâștiga custodia fetiței ei, Alexis, îngrijită între timp de fratele ei, Bobby, și soția lui. Dezamăgită și bântuită de rând din copilărie, Sherry trebuie să se confrunte cu propriile temeri și să-și răspundă la întrebarea dacă poate fi o mamă bună. Danny told me to call you Sherry, not mom. You are confusing her. She was fine until you showed up. I'm her mother. You should have seen her when I first came back. She was playing with me, she was hugging me, she was calling me mommy. They told her not to call me mommy anymore. I want you to get to know your daughter, Sherry, but you gotta put yourself in our shoes. Lynette loves that little girl. What do you say? Acestea au fost recomandările TV pentru astăzi. Urmăriți TV Guide în continuare pentru alte informații și recomandări. Sunt Ada și vă doresc o zi frumoasă!
Un grav accident rutier a fost produs în această după-amiază în municipiul Iași, pe calea Chișinăului. Un tramvai a intrat în coliziune cu un autoturism care a vrut să întoarcă în zonă. În urma evenimentului rutier, șoferul autoturismului a fost rănit, acesta fiind preluat conștient de echipajele de intervenție. Niciun călător din tramvai nu a fost rănit în urma coliziunii. Polițiștii vor stabili circumstanțele producerii accidentului. Un bărbat și-a pierdut viața după un accident rutier grav petrecut în pasul Mestecăniș. În eveniment au fost implicate două autoturisme și un autocamion, iar în urma impactului un bărbat în vârstă de 69 de ani a decedat. Alte 4 persoane au fost rănite. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Doi tineri au scăpat ca prin minune după ce autoturismul în care se aflau s-a izbit într-un cap de pod, s-a răsturnat pe o parte și a luat foc. Evenimentul a avut loc pe DN24 la aproximativ 3 km de intrarea în orașul Săveni. Imediat după impact, cei doi au reușit să iasă din mașină și au sunat după ajutor. Ajunși la fața locului, pompierii au constatat că autoturismul ardea aproape în totalitate și au acționat pentru stingerea incendiului. În același timp, paramedicii SMURD au acordat primul ajutor celor doi tineri. Aceștia au refuzat transportul la spital. La noapte, aria de nebulozitate joasă și ceață se va extinde treptat, mai ales din a doua parte a nopții și va cuprinde în mare parte Dobrogea, precum și zona joasă a Munteniei, a Moldovei și pe arii răstrânse a Olteniei, iar izolat va fi asociată cu burniță. În restul teritoriului, cerul va fi mai mult senin, iar ceața se va forma pe suprafețe mici, cu precădere în Transilvania. Vântul va sufla în general slab. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 3 și 15 grade, mai scăzute până spre minus 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, unde vor fi condiții de brumă. În capitală, cerul va fi variabil, iar mai ales în a doua parte a nopții se va forma ceață. Vântul va sufla slab, temperatura minimă va fi de 8-9 grade. Mâine, în zonele joase din estul și sud-estul țării, dimineața va fi ceață sau nebulozitate joasă, pe arii răstrânse asociată cu burniță, dar în restul intervalului cerul va deveni mai mult senin, astfel încât valorile termice diurne se vor situa ușor peste cele calendaristice perioadei. În restul teritoriului, vremea va fi în continuare deosebit de caldă, cerul variabil și doar izolat se va semnala ceață. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade. În capitală dimineața va fi ceață sau nebulozitate joasă, dar în restul intervalului cerul va deveni mai mult senin, astfel încât temperaturile diurne se vor situa peste cele calendaristice perioadei. Vântul va sufla în general slab, temperatura maximă va fi de 20-21 de grade. La munte vremea va fi caldă, cerul va fi variabil la mai mult senin. Vântul va sufla slab până la moderat. Acum ești mai aproape de cei dragi. De sărbători, clienții RomTelecom de voce primesc cadou 200 de minute lunar să vorbească unde vor. Sună gratis la 200 și activează-le. Să-l așteptăm și pe domnul din rândul 5. Așa, v-ați așezat. Stați că ați pierdut începutul. Pregătiți? Reluăm! RomTelecom. Împreună acasă. Vreau ca tati să nu mai spună tati trebuie să închidă acum. Vreau să mă sune toți, să audă cel mai fericit om din lume. Vreau să-mi sun toate clientele de ziua lor, sau mai bine, pe soții lor cu o zi înainte.
Vreau să fiu bunica lor tot timpul, nu doar în vacanțe. Vreau să fiu alături de oamenii mei, oriunde mă duce afacerea mea. Acum vorbești liber, din RomTelecom către Cosmote. Suntem cea mai mare comunitate pentru tine. Peste 13 milioane de utilizatori. Pasiunea, nebunia, drama, spectacolul sunt toate numai aici pentru tine. Ce mai aștepți? Din iulie, Liga 1 vine la Dolce Sport. Alege Dolce Sport HD și trăiește marile bătălii din Liga 1 în High Definition. Ai super calitatea sunetului și imaginii și vezi de 5 ori mai multe detalii în acțiune. Ia-ți acum televiziunea Dolce și încearcă gratuit calitatea HD. RomTelecom, împreună acasă. De 5 ori mai multă luptă. De 5 ori mai multă glorie. De 5 ori mai multe lacrimi. De 5 ori mai mult spectacol. De 5 ori mai multă bucurie. Ia-ți Dolce HD și vezi de 5 ori mai multe detalii în acțiune. Acum ai Dolce Sport HD, canalul de sport unde trăiești toate marile competiții la calitate High Definition. Treci pe HD cu 2,5 euro pe lună. RomTelecom. Împreună acasă. Trăiește în direct cel mai mare spectacol fotbalistic din lume. Acum, pe Dolce și DolceTV.ro, vezi live toate meciurile UEFA Champions League. Întregul spectacol. 146 de meciuri transmise în direct. Numai pe Dolce și DolceTV.ro. Cu televiziunea Dolce de la RomTelecom ai mii de filme în fiecare lună și seriale cât vezi cu ochii. Iar ca să fii mereu pe fază, nu pierde transmisiunile sportive. Și dacă visezi să fii explorator sau om de știință, Dolce îți aduce mii de documentare lunar. Comandă acum televiziunea Dolce la 0219858 și primești gratuit un pachet suplimentar la alegere. Dolce RomTelecom, cea mai bună alegere. Ah, uite că vine. Hai să mănânci. Mănâncă mult. S-au găsit și în sfârșit. Psst. Părmeilor, înțeleg că aveți șase luni gratis de la Dolce. Dar mai băgați voi și pe mine în seamă. Gata. Dolce, te uiți gratis. Lână pentru bunica? Avem. Mașină uriașă de popcorn? Avem. Baterii? Avem! De telecomandă! Fii gata pentru 6 luni de abonament TV gratis de la RomTelecom Dolce! Cheltuiește-ți banii cu cap! Mama ți-a îmbogățit viața cu povești. Acum e rândul tău să-i aduci acasă eroi preferați. Oferă-i mamei tale 3000 de filme pe lună cu televiziunea Dolce la un preț special, dacă e deja client RomTelecom. Mama te-a ajutat să descoperi lumea. Acum e rândul tău să-i deschizi poarta către o nouă lume. Oferă-i mamei tale internetul ClickNet de la RomTelecom, începând cu doar 1,1 euro pe lună în plus față de abonamentul de voce. La început, nu puteai să-i spui. Apoi, credeai că ești prea mare ca să-i spui. Mai târziu, erai prea mândră să-i spui. De multe ori, ai fost prea ocupată. Și cu timpul, au apărut alții cărora să le spui. Spune acum mamei tale cât de mult o iubești. Dăruiește-i 200 de minute naționale și internaționale și primești și tu 200 de minute cadou cu abonamentul tău de voce.